Se dă startul celei de-a doua etape a programului Rabla pentru electrocasnice. Și de această dată prețurile vor fi mult mai mici față de restul anului. Colega mea, Carmen Gheorghe, vine însă cu toate informațiile. A doua etapă a programului Rabla pentru electrocasnice se desfășoară în perioada 12 decembrie-16 decembrie, însă se poate finaliza și mai devreme dacă se epuizează fondurile. Astfel că, din 12 decembrie, de la ora 10 fix, oamenii care vor să-și cumpere un laptop sau o tabletă se pot înscrie pentru a primi un voucher din partea administrației Fondului de Mediu. De această dată vorbim despre un buget de 10 milioane de lei. Fiecare persoană înscrisă primește un voucher de 500 de lei pentru un laptop, în timp ce pentru tablete se dau voucher cere de 300 de lei, cu o foarte mare condiție, să se înscrie din timp, adică până la epuizarea bugetului. Abia după data de 16 decembrie, românii vor afla dacă voucherele lor au fost validate de Comitetul de Avizare. După ce lista cu numele norocoșilor va fi publicată pe site-ul AFM, oamenii pot merge la comercianții validați și de acolo își pot cumpăra ceea ce își doresc. A doua etapă a programului Rabla vine și cu două restricții. Concret, persoanele care au cerut un voucher în prima ediție, dar nu l-au folosit, nu mai pot cere acum altul. De asemenea, oamenii care deja au beneficiat data trecută de bani pentru o anumită categorie nu mai pot primi acum un voucher pentru aceeași gamă de produse. An de an, pe buzele oamenilor apare următoarea întrebare. Cine se poate înscrie? Criteriile sunt simple și clare. Astfel că se pot înscrie persoanele cu domiciul în România, cu vârstă minimă de 18 ani, dar care nu au restanțe la bugetul de stat sau local și, bineînțeles, oamenii care se obligă să predea un aparat electrocasnic uzat echivalent cu cel nou.